Valul de scumpiri din dreptul alimentelor și facturile umflate sunt visul negru al oricărui român care abia se chinuie să țină pasul cu cheltuielile. Astfel, mulți cetățeni sunt nevoiți să renunțe la anumite alimente pentru a economisi. Sărăcia pare să fie cuvântul de ordine în România. Din cauza curentului inflaționist, alimentele au ajuns la prețuri record, iar puterea noastră de cumpărare s-a deteriorat. În piețe sau la supermarket, prețurile depășesc tot mai mult bugetul românilor. Acum, oamenii sunt mult mai atenți la produsele pe care le pun în coșul de cumpărături. La tot ce e scump renunțăm. Vă abțineți de la anumite produse din cauza scumpirilor? Da, da, foarte. De foarte multe ori. Nu pot să cumpăr, mi-ar dori și sufletul meu și inima și tot, dar nu-mi permite bugetul. Dumneavoastră ați renunțat la anumite alimente din cauza scumpirii. Normal, cred că toată lumea. Mi se par prețurile. Mai vorbim, sunt exagerate. Se pare că unele produse sunt din start ocolite de mehedințeni după ce văd prețul prea mare din dreptul lor. Românii simt din plin scumpirile la alimente, dar și la utilități. Explozia prețurilor la carburanți, energie electrică și gaze a adus deja scumpiri în lanț la toate produsele alimentare.